Proiectele propuse de cetățeni pot fi finanțate de la bugetul local, însă numai o treime dintre reședințele de județ au aplicat un astfel de program în 2022, arată un raport realizat de Centrul Român de Politici Europene. În 2022, reședințele de județ cu programe de bugetare participativă au alocat un buget de peste 33 de milioane de lei pentru acest instrument. Deși bugetul poate părea semnificativ, este unul maximal, cel mai probabil nu va fi folosit integral și reprezintă numai 0,2% din veniturile municipiilor reședințe de județ. Este totuși o creștere față de anul 2021 cu un buget de numai 16,5 milioane lei, însă și numărul municipiilor, ce au desfășurat un program participativ, aproape s-a dublat, 13 în 2022 comparativ cu numai 7 în 2021, arată raportul menționat. Timișoara conduce la numărul de proiecte depuse de cetățeni în anul 2022, cu numai puțin de 113 urmează Cluj, cu 87 și Târgu Mureș, cu 74. Cele mai puține proiecte au fost depuse în Pitești, 6 proiecte, respectiv Tulcea, 16 proiecte. Administrația care va finanța cele mai multe proiecte este Suceava, 18 proiecte, urmată de Oradea, 17 proiecte și Târgu Mureș și Baia Mare, 10 proiecte. Un număr ridicat de proiecte nu reprezintă în mod obligatoriu o calitate ridicată a programului, dar arată o efervescență în jurul acestuia și o implicare crescută a comunității.